Primul nou născut din noaptea de Revelion este o fetiță. Nașterea s-a desfășurat în condiții normale, naturale, fără a fi nevoie de utilizarea procedurii de cezariană. La noi s-a născut la clinica Vega Prim, un nou născut din Timișoara, a fost o fetiță, 3,4 kg, s-a născut la ora 1 și un sfert și printr-o naștere naturală, normală. A luat nota 8 pentru că mama s-a chinuit puțin în travaliu, dar tot a mers în regulă, tot a fost în regulă. Mămica ce face? Cum se simte? Mămica ușurată și se simte bine, se odihnește acum. Nașterea a avut loc la termen? A fost o naștere normală, la termen. Mândrul tătic al fetiței s-a arătat foarte emoționat la primirea veștii. Tăticul primului bebeluș din 2012 a afirmat că sexul copilului era știut de dinaintea nașterii sale și că numele fetiței era ales deja de dinainte de a apărea pe lume. Sunteți tăticul primului copil născut în anul 2012. Cum vă simțiți? Fericit. De cât timp stați aici? De la 11 jumate. Ați ales deja nume pentru fetiță? Da. Ce nume? Andreea. Daria Andreea. Plănuiți încă un bebeluș pe viitor? Să vedem ce-o fi. Cât despre mămică, după naștere, aceasta a rămas să se recupereze, nici măcar tăticul nu a putut să o vadă imediat după naștere. Totodată se presupune din bătrâni că bebelușii născuți în prima noapte din an vor fi norocoși și că aduc noroc.